Două autospeciale din cadrul detașamentului de pompieri Megidia au desfășurat ieri la Casa de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu din municipiu un exercițiu. Cu această ocazie a fost testată capacitatea de intervenție în cazul unui incendiu și în alte scenarii. În scenariul exercițiului desfășurat de o parte dintre pompierii detașamentului Megidia s-a prevăzut gestionarea unei situații de urgență apărute la Casa de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu din municipiu. Am avut un exercițiu la Casa de Cultură a Sindicatelor Megidia. Am participat cu două echipaje cu apă și spumă de la detașamentul de pompieri Megidia. S-a simulat un incendiu la scena Casei de Cultură și Casa de Cultură inundată cu fum și număr de 5 victime care au fost scoase fără probleme. Aceste exerciții se desfășoară periodic și au un scop bine definit. Toate subunitățile Inspectoratului pentru Spații de Urgență organizează exerciții în teren cu forțe pentru a se antrena cât mai bine atât forțele profesioniste cât și cele ale serviciilor voluntare, private și ale celorlalte instituții cu rol de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență. Astfel de simulări sunt puse în practică pentru ca oamenii să înțeleagă că varianta pe care trebuie să o aleagă în cazul unei situații de urgență se bazează în primul rând pe calmitate. Trebuie să facă tot posibilul să nu intre în panică. Foarte utile sunt și cunoștințele pe care militarii le dobândesc în urma participării la acțiuni de acest gen.